Așa? E tristă culoare ce e violet. Așa? Da, verde sau roz, așa, să o scoatem din tipare. Simt că iubesc pe toată lumea. Tu de câte ori trezești noapte? Și acum ne-a lăsat pe noi fără idei. Nicoleta! Părinți! Și-am dat analiză de sânge, da. Hai să o scoatem un pic din... Da, să eu sunt grandivită de el! Femeia însărcinată nu are voie să facă sex. Asta e pedeapsa, știi, să vină de la noi spuțenie. Dar nu știu mărimea sânilor la ea, ce mărimi la sâni are? Că reacționați foarte rapid la întrebările și provocările noastre. Noi suntem la o filmare aici în Oasis Mall pentru Unica MD, stil unic. Cu Nicoleta Adam. Da, noi o așteptăm. Ea își permite să întârzie, evident, și o să fie foarte pedepsită. Îmi place că reacționați foarte rapid la întrebările și provocările noastre. Noi suntem la o salut, salut! Te menționam aici. Da. Că... Vorbeam cum să te pedepsim, oare că ai întârziat la această filmare. Două dive te așteaptă, două gravide îți permit să întârzi la filmare, draga mea. Mie îmi place, am vrut să fac un intro oficial, frumos, că am... Deci voiam să dăruiesc cărțile. Speciale, gravide, dar ele m-au luat așa pe sus. Păi da. Ce să mai zic? Trebuia să ne vedem la cât? La 4? Da. Diana, eu credem că ai făcut mai blândă. Eu sunt foarte blândă. Eu sunt foarte blândă, dar sunt cu adrenalină. Acum este Diana la puterea a doua, așa că e mai puternică. Scumpa mea, noi avem pentru tine tot o pedeapsă, noi deja am gândit-o. Am pus-o la cale împreună cu Iulia. Așa. Da. Ziceți? Nu. Dar tu nouă ne spui ce vrei să faci cu noi astăzi? Nu ne spui! Nu fac nimic grav. Ce-a fost mai grav deja? Dacă ar fi asta cea mai gravă stare din viața noastră, dar uite, mai devreme citeam mesajele urmăritorilor noștri pe Instagram și zice că ne sclipesc ochii. Și eu mă uit la Taniușa, tot îi sclipesc ochii, nu văd foarte multe schimbări, mari schimbări. Noi discutam cine și cât s-a îngrășat, cât a pus pe ea. Cine și ce poartă. Da, eu sunt la puterea a treia, știi, și la mine un pic greutatea vine mai repede. Așa, când medicul mi-a zis că trebuie să iau 16 kg și eu am calculat, zic că... Este ireal, pentru că eu mai mult de 50 și un pic n-am văzut niciodată pe cântar. Dar... Cât ai acum, ai zis? Am. Zic, care le-am, sunt ale mele. Ai cât de 50? 60 fix am. 60, da? Da, eu am aici doi copilași, așa că ei iau mai mult în greutate. Apoi eu și am și eu un pic așa pe aici. Păi nu știu cum se face ca anul ăsta foarte mult. Și... În atmosferă, probabil. Nu știu, eu toată viața mea mi-am dorit o soră geamănă, dar atât de mult mă bucur pentru tine, că o să fie gemeni. Fetiță și băiat. Fetiță și băiat. Îți dai seama ce bucurie. Deci, o lovitură. Sub centură. Și după mai ai. Tu trebuie să adaugi 16, dar mie medicii mi-au spus maxim până în 10. Maxim. Da, maxim ca să mă încapă rochițele, știi că eu sunt cu rochițe, fustițe, pantofiori și mi-au zis dacă vrei să arăți bine și să ai un stil de viață sănătos, până în 10 kg ar fi perfect. Adică asta dacă facem un calcul, câte un kilogram pe lună? Ar fi perfect. Și mănânci sănătos, arăți niște rețete din astea. Noi, gravidițele, trebuie să avem grijă, da, mai nou, dacă tot sunt în domeniul alimentației sănătoase, vin cu niște recomandări pentru graviduțe. Nu sunt expertă în ale bucatelor, dar am devenit în timp, m-am informat ce trebuie să mănânci ca și copilul să se simtă bine și să nu supradozăm, da, burtica. Am înțeles că gusturile de acum se educă, așa că trebuie să știm ce mâncăm ca să... Sunt atât de carne,
de șarmi, știi? Ca dormi. Dar pe tine special. Erau pauze câte 5 minute. Una merge la baie, alta se așează. E complicat, dar e o provocare frumoasă și pentru mine. Noi avem o rubrică importantă în proiect în care analizăm ținutele participantelor. La tine trebuie analizat la puterea 3. Da. Să vedem cum te-ai asortat. Îmi place tare mult. Doar botine, colanți negri, rochi și nu se vede burtica practic deloc. Adică mă strădui. Cred că este cea mai complicată perioadă pentru mine pentru a alege ținutele, pentru că eu aveam cu totul alt stil până acum. Rochițe largi eu nu purtam. Stilul meu era blugi, pantofi cu toc, geacă sau ceva pe corp, accentuam tot timpul talia, iar acum trebuie să ascund talia. Da, dar oricum trebuie și aici să fie cu stil, ca să știi unde să pui accentul și frumos să-l pui. Tatiana, cum s-a schimbat viața ta de acum câteva luni, pentru că dau seama da. Că care cumva e totul la 100 de grade. Nu mai sunt atât de activă, aleg prioritar ce este important pentru următoarea zi și șterg din listă multe chestiuțe pentru că am nevoie de multă odihnă. Gemini nu se aduc pe lume atât de ușor pentru că nu este dat de la natură ca o femeie să poarte mai mult de un copil, așa mi-a spus medicul, și trebuie să am mari, mari grijă. Trebuie să mă odihnesc foarte mult, plimbări doar scurte, trebuie să nu alerg, trebuie să nu fac sport, adică totul este foarte limitat, așa că eu mănânc și dorm. Da. Tatiana, până tu, cu siguranță o să-ți iei și tu o pauză de 3-5 minute, eu am să te întreb pe tine ceea ce o voi întreba și pe Diana separat. Care au fost emoțiile tale atunci când ai aflat că vei fi mamă de gemeni? Presupun că ai avut emoții mari aflând că vei deveni da, mamă. Da. Că vor fi doi și nu unul. Am fost singură la medic și la ultrasonografie ni s-a spus că o să avem gemeni. Noi am spus soțului și am zis că să merg acasă să-l filmez. Pentru că așa cum suntem în moda asta de a filma tot. Era să fac multe accidente, din păcate, eram la volan și eram atât de neatentă și sunam pe toți și le spuneam eu o să am gemeni, eu așa, așa, adică eram atât de fericită și da, starea asta o simt zi de zi, iar prietenii au început, tu îți poți să-i discurci, tu îți poți face așa și eu mă gândeam deodată, să nu suntem de piele pe burtă, asta e important, dar zic, sunt acum și pentru asta diferite proceduri și... nu vinea să creadă, desigur, a fost foarte, foarte plăcut. De fapt, noi trăim în fiecare zi o fericire absolut. Probabil și hormonii se devin la mine, dar, într-adevăr, am o iubire în mine pe care eu nu pot să o explic. Adică, simt că iubesc pe toată lumea te și... Te plăcut și gravitața pe lume. Noi te-am vârfit unde ai fost, noi știm cum. Păi, da, sunt niște transformări, niște schimbări. Apropo, vreau să te întreb, tu de câte ori trezești noaptea? Da, 4, 5... Da. Bravo, eu tot. Doamne, în viața mea nu m-am trezit atât de des noaptea. Îți dai seama de ce? Care este motivul? Odată m-am culcat și mă trezesc ora 7 dimineața. Mă uit la ceas, cum eu nu m-am trezit niciodată noaptea. Incredibil, asta, incredibil. Nu era ceva normal. Ideea este că noaptea corpul slăbește, are tendința să slăbească, indiferent că ești gravidă sau nu, el se curăță și mersul noaptea la toaletă este foarte important, în special în cazul nostru. Da. Mai târziu nu o să mergem la destinația respectivă, dar o să ne trezim odată cu copiii când o să vrea să pată, să mănânce. Eu știu că nu sunt prima care vă întreb, am întrebat-o pe Tatiana și acum că ai venit și tu vreau să-ți adresez aceeași întrebare. Cum a fost prima emoție, prima expresie facială a ta și nu doar a ta atunci când ai văzut vestul și trebuia să mergi, să zici, mai departe? Uite ce s-a întâmplat, uite Doamne. S-a întâmplat. Momentul ăsta a fost înaintea unui concert la Palatul Național și eram acasă și am zis că merg repede până la baie să fac ceva. Nu i-am spus de ce, i-a fost o surpriză. Simțeam niște schimbări, ceva se întâmplă și... Când mă uit pe test, două liniuțe, zic, wow! Eu test nu am făcut, nu am avut răbdare, am mers și am dat analiză de sânge, da.
tu n-ai avut răbdare, dar eu, da, la mine e altfel. Și am făcut această surpriză, respectiv iubitului. Și zic, părinți. Bine, că asta a fost o surpriză dorită, da? De când ne-am văzut, ne-am dorit acest lucru împreună foarte mult. Și uite că s-a întâmplat foarte rapid. Extrem de rapid. De la prima vedere. Gata, sunteți pregătite, v-ați cumpărat tot ce trebuie. Eu am aflat că astăzi ești în 7 luni, eram da. În șoc. Dar ce, nu se vede? Nu se vede. Păi, ia arată tu, burtică, hai, apreciați. 5 luni și 7 luni. Eu da. Am ales niște ținute și îmi pare că trebuie să le schimb. De ce? Dar mie să-mi dai ceva cât mai larg. Nu știu, eu am început să port alte lungimi. Mm-hmm. Noi vorbeam chiar mai devreme. Eu am început să port alte lungime și puțin mai comod, știi, să nu mă strângă nimic, să nu mă deranjeze, să nu-mi creeze o stare de disconfort. De bine. Mulțumim. Deci cu toată viața am trebuit să o văd cu burtică. Da. Eu și Tatiana îmi spunea că ea purta, ce spuneai tu? Da, purtam ținute pe corp. A fost un moment interesant. Eram însărcinată, burta nu se vedea atât de bine și într-o zi s-o țut la mine și-o zis, dar și așa ești balonată, nu știu ce. Te zic, dar eu sunt gravidă, dar eu... A, da! Ce tare! Da. Atunci purtam blugi la emisiunea ta. Diana, s-a schimbat stilul la 100%. Da, dar nu pe mult timp. Nu vă așteptați să mă vedeți. Revii la pietre, paiete, da, fustițe scurte. Da, clar, pentru că e stilul care îmi place, în special atunci când am concerte, evenimente în scenă. O să mă vedeți mai rar în rochii lungi. De obicei am un stilist care se ocupă de ținutele mele și întotdeauna până la genunchi, că tu ai picioarele frumoase și atunci trebuie să le scoatem în evidență. Zic perfect. Eu am venit cu un cadou pentru Diana și pentru Nicoleta, pentru fetițe. Oh, și pentru Diana, pentru copii, nu mă înveți să fac copii. Parfumul, da, cu parfumul scrisorii tale. Deci Tatiana spune fetița Lica? Lica, Vara la bunica. Vara este la o carte bunica. Recent editată, așa ce că... Drăguț. Mersi. Tu știi că... Lasă că am fost mai devreme, mai agitată. Nu trebuie să ne agităm, nu trebuie să ne enervăm, iar provocările pe care le-ați avut mai negative... Dar nu sunt negative. De unde tu vezi din două fete solare, din două fete bune, cu inima ca pâinea, să vină cu energie negativă? Nu există așa ceva. Viață, ești mai domolă, mai de acasă, mai dormi mai mult, nu. Mănânci mai bine? Dorm la prânz, de exemplu, mă ia somnul pe la două. Zic, ok, la început nu puteam să mă adaptez la regimul ăsta, dar treptat am înțeles că dacă nu mă culc, oricum mă lovește cu picioarele, începând cu 5 luni, la tine tot simți. A început să mă lovească cu pumnii, cu picioarele, îi simt ba fundulețul, ba căpulețul și am zis că nu, de ce să chinui copilul? Hai să dormim. Și am înțeles că prinde foarte bine, pentru că seara sunt mai fresh, chiar dacă mă culc la 9-10. În afară de zilele în care cânt la evenimente, pentru că mai cânt. Tu mai cânti la petreceri? Eu scriu. Tu scriu. Tu scrie, eu îți cânt. E exact idealul de mamă. Ia uite, parcă suntem noi două. Da. Parcă Tatiana și cu Diana. Ce bine. Atunci, dacă toți sunteți împreună, am și provocări pentru voi. Da? Nu vreau să vă țin foarte mult în picioare. Pe Tatiana am lăudat-o, pe tine, Diana, la fel. Vreau să te laud. Mie îmi place acest stil al tău. Îți place? Aș vrea să-l păstrez pe viitor, de ce nu, dar mi se pare că accentul și accesoriul cel mai important este burtica. Este burtica. Dar cât de frumos se pliază cu acest sacou din piele și cu această roche din tricotaj. Mulțumesc! Perfect. Uite, ai văzut cât de mult contează nota stilistului. Și eu mă bucur foarte mult că te pot recomanda la prietenele mele care îmi cer sfaturi să schimbe garderoba, să meargă să facă shopping. Zic, Nicoleta este cea mai potrivită. Super. Cu drag! Vorba de niște teste pentru gravide, mituri, motouri care se tot vehiculează în lume și noi suntem curioși, eu ca o potențială viitoare mamă când o fi, să știu dacă este adevărat sau este fals ceea ce se vorbește în târg. Dacă burtica este țuguiată și nu se vede de la spate, vei naște băiat? Dacă burtica este mai lată, vei naște fată?
În cazul meu este fals. Și în cazul meu? Și nu pot să detectez. În cazul meu e destul de țuguiată și e fată. Vedeți? Așa că este un mit. Vedeți cum miturile mint bine? Da, da. Trebuie să mănânci pentru doi în timpul sarcinei, fals. În cazul tău pentru trei. Fals. Nu, eu mănânc atât cât simt că e suficient. Deci au fost momente când am mâncat ponderat și deja nu mă simțeam bine. Așa că este un mit asta. Da. Așa. Nu poți să faci sport în timpul sarcinei? Depinde. Depinde de ce spun medicii. În cazul meu nu este recomandat. Dar nici așa... la mine. Da, depinde. Mm-hmm. Nici eu. Mi-au recomandat mersul pe jos, nici de cum, exerciții fizice. Stai că am văzut ceva în TikTok. Doamna a ridicat greutăți, era pe burtă, ai văzut? Și presul se vedea pe burtă. Presul pe burtă de gravidă? Pe burta de gravidă, deci Doamne mușchii se vedeau pe burta de gravidă. Zic, eu așa nu o să fac niciodată, mai ales să ridic greutăți. Dar soțul mi-a spus că eu cu burtica așa mă prec de pantaloni care umblu prin casă și o să seamănă cu Asterix și Obelix, acela care... Fix. În cazul nostru atunci cineva e Asterix, dar cineva e Obelix. Da. E periculos să zbori în timpul sarcinei. Da, asta nu-i mit, asta este un adevăr. Până în 6 luni mai poți să zbori, dar după 6 luni categoric interzis, pentru că sus este altă presiune și totuși ești la risc. Cu toate că am auzit cazuri că femeile zburau, dar este riscul lor. Eu nu voi aș ați zburat? Da, eu cred că este un risc prea mare, pentru că multe se pot întâmpla și trebuie să fii aproape de medicii tăi, să știi ce să facă, dar dacă te duci, nu știu, pe două săptămâni undeva departe, unde e all inclusiv, te otrăvești, Doamne ferește, ce faci atunci? Da. Nu-i bine. Aha, deci poate fi riscul nu neapărat doar în zbor, dar și destinația pe care o, și zborul, o alegi. Femeia însărcinată nu are voie să facă sex. Ei, nu are voie să facă sex. Este unde recomandat, nu? Tu știi? De când sunt însărcinată, m-am documentat, sunt foarte multe cazuri în care este interzis sexul, pentru că se poate complica o anumită situație. Asta este absolut individual. În momentul în care ginecologul tău personal îți spune că ai voie, că totul este în regulă, doar să fii atent la anumite poziții, da? Pentru că e greu de găsit o poziție normală, comodă. Păi nu poți găsi o poziție normală să dormi, cum să faci altceva? Păi dacă dormim numai pe părți, îți dai seama și în timpul sexului cât de complicat este, dar... La noi este ok. În cazul nostru este adevărat. Este adevărat. Cu Gemini este total interzis. Vezi? Toate 9 luni. Da. Super. După Tatiana îți pregătești, o să te aștepte o perioadă foarte activă. Tu îți dai seama ce se întâmplă cu soțul Tatianei? Nu vreau să-mi imaginez. Trebuie să-l întrebăm. El e flămând la puterea a doua. Așa, femeia... Așa. Așa, este încă un alt mit. Femeia însărcinată are voie sau nu are voie să-i cumpere haine până a se naște bebeul? Eu nu am cumpărat nimic. Crezi în această superstiție? Și da și nu. Uh-huh. Adică cumva las lucrurile de la sine și mai aproape o să facem cumpărăturile. În cazul meu cumpărături nu am făcut, am primit doar cadouri. Am multe? Acasă suzete, am din ăsta storcătorul de sân al laptelui, am pliculețe în care pui laptele timp de 6 luni deci ca să se congeleze. Deci chestii foarte utile, fără... La frigider, la congelator, am sterilizatorul, deci am pachetele care le pui pe sân în ca să nu, în momentul în care curge sânul să stopeze, da, nu să stopeze, dar să-l țin acolo curățat, practic, să nu se fie curat. Am creme pentru bebe, am uleiuri, deci toate le-am primit și mă bucur foarte mult că urmăritorii mei deja au grijă de noi. Și e plăcut acest lucru. Eu am primit cadou niște ciorăpei și când i-am primit am început să plâng. Nu vine, eu știu că sunt gravidă, dar eu am văzut ciorăpei pe... Dar ți-a adus? Sper că te o pereche pentru fiecare. Da, erau roz și... Foarte bine, mai liniștit că voiam să merg eu să-ți mai cumpăr o pereche, să n-ai doar o pereche. Fetelor, eu vreau să vă fac un compliment pentru că, pe lângă faptul că arătați foarte bine, îmi place că aveți o podoabă capilară foarte bogată, deși la femeile însărcinate se zice că pierd foarte multă cantitate din păr. Ce este la voi? Fals, cred. Este fals. Da. Eu pot să argumentez de ce. Deci la recomandarea medicului de familie primesc suplimente
necesare, atât pentru mine cât și pentru copil, vitamina B, vitamina A, vitamina D, omega, deci toate astea care ajută să nu cadă părul, să nu ne deshidratăm, pielea să fie sănătoasă, atât mama cât și copilul. Sunt lucruri foarte importante și vitamine pe care trebuie să le luăm și din mâncare, nu neapărat din suplimente, că ele nu sunt o doză consistentă de alimente. Și nu știu cum e în cazul tău, Tatiana. La mine nu cade părul, el crește, mai unghiile și părul crește foarte repede în această perioadă. Am grijă de el, îi fac măști, virgulă, copiii mei iau multe vitamine și trebuie cumva să-l ajut. Dar medicina și toată lumea spune că în sarcină părul nu cade. Așa, mai este un mit și ultimul, cel mai important. Se zice și se vehiculează și ne spune lumea în târg că e bine să nu spunem nimănui că suntem însărcinată până nu se vede. Da, eu sunt de acord, pentru că există riscul în primul trimestru ca să pierzi sarcina și la prietenele mele s-a întâmplat acest lucru. De aia nu am riscat nici eu. Am așteptat până în luna 5-a când am anunțat public că sunt însărcinată. Dar până în luna 5-a nu s-a văzut burtica deloc? Era vizibilă, dar eu aveam grijă să o acopăr, să-mi dea crochițe vaporoase, mai ales că era vară și transpiram foarte mult. Era foarte cald, ați văzut ce temperatură am avut, până la 45 de grade. Și atunci îmbrăcam ceva foarte comod, deloc slim, toate erau vaporoase. Și nu s-a prins nimeni până nu am anunțat că sunt gravidă, deci în luna a cincea. În cazul tău, Tatiana, a fost altfel. Da, medicul mi-a recomandat că până în 12 săptămâni nu se anunță. De ce? Pentru că atunci merge selecția naturală, organismul se uită la embrion și tot așa mai departe, îl analizează și poate se întâmple ceva rău, așa că mai bine să nu fie spus tuturor. Am și eu o întrebare pentru Taniușa. Între rudele voastre este genetică treaba asta? Este, am întrebat deja, că eram super curioasă. Dar eu eram aici. Soțul meu are bunelul lui din Gemini. Da, înțeles. Deci atât, a doua generație. Da, peste unul. A doua generație, iubiturile, dacă te uiți la noi, îmi pare rău, Gemini o să avem. O să aveți tripleți. Sigur. 5 odată. Doamne, vă la mine. Nu, te cred chiar. Nu te uita că e mărunțică, dar burta și în general pielea are tendința să se... E foarte elastică, are tendința să se mărească. Fetilor, eu v-am dat voi să vă relaxați, să stați. Ia, hai la treabă, hai la treabă. Am înțeles că avem ceva, da? Voi trebuie să-mi pregătiți mie, eu vă pregătesc vouă. Nu. Acum o să facem așa. Draga mea, hai. Deci, pentru că ai întârziat, noi pentru tine acum avem un act terorist. Hai să vedem. Un act... Că tot e în vogă. Da. Așa că mergi și vrem să ne batem un pic joc de tine. Așa, tu ți-ai mai bătut joc de mine. Important că aici peruși nu sunt, mă bucur. Nu, de data asta fără perucă. Hai, la treabă. Hai. Da, 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 da. Oh, ho, ho, super tare. Bună, dragă. Alegem, da? Două magazine? Da. Ok, împreună, da, facem împreună, un da? Stil. Faceți echipa astăzi, trebuie să îmbrăcați așa cum... Hai să zicem... Cum n-ați văzut-o nicio... Lasă că am văzut-o cum a îmbrăcat-o Cristina Mironci, că i-a pus niște frunze de palmier. Serios? Hai îmbrăcați-o cu cum e îmbrăcat. Dar eu nu știu cum e asta. Noi toată viața suntem... fetițe. Da, fetițe. Perfect, hai, da. Facem echipă. Facem. Cât timp avem la dispoziție?
perfect. Hai da. Să mergem. Alegem ceva iar ca de tăt. Deși e verde salat, geantă, știi? Hai să alegem ceva iar ca de iar. Dar e pe timpul în verde, așa? E tristă culoare ce e violet. Așa? Da, verde sau roz, așa, să o scoatem din tipare. Și roche roz aici. Wow, de mini și de mini. Așa. Scanăm care roche îți potrivește. Măritată elegantă. Trebuie să întrebăm dacă au mărime. Vive! Hai să îmbrăcăm în stilul ăsta, pretty woman. Draga mea, ea le-a abordat cam toate și acum ne-a lăsat pe noi fără idei. Nicoleta, poți fi roz vrei? Și eu. Rămânem pe roz? Hai, rămânem pe roz. Ei, noroc! Salut! Ia că te îmbrăcăm! Mă îmbrăcați? Da. Sau mă îmbrăcați? Salut! Treaba noastră, ce facem tu nu trebuie să știi. Și cred că nu? Prespun eu. Dar care, Iulia? Tu un ceva sclipitor de scenă. Te-ai văzut-o vreodată nu. Așa? Eu n-am văzut-o. Parcă nu. Uite, îmbrăcăm într-un costum din ăsta. Cu pantofi ce? Da, dai poate că e simplu, îți place ieșită din tipare. Da, dar eu n-am văzut-o în așa stil. Serios. Tu mărimea sânilor la ea. Ce mărimi la sâni are? Credeam că știi. Voi sunteți aici ca o familie, operatorii cu Nicoleta. Trebuie să știți toate mărimile. Dar putem să îmbrăcăm în pantofi roși și așa costum? E ceva nou, cred, pentru gata. Eu n-am văzut-o, de exemplu, în așa lungim. Da, eu n-am văzut-o. Hai, dacă vrei tu așa tare. Tragem hai la sorți. Hai. Hai să tragem la sorți. Ascund în mână o chestie și dacă tu ghicești în care mână este, înseamnă că o îmbrăcăm cum vrei tu. Da. Dar da. Dacă nu, înseamnă că o îmbrăcăm cum vreau eu. Da. Asta. Ah, eu am vrut Nicoleta. Deci, Tatiana a ales altă culoare la pantofi, în culoarea toamnei. Toamnei, da. Da. Uite ce nuanță faină. E ca la mine. La tine am ca la mine. Da. Și asta încă a fost... o săptămână urmă. Săptămâna nici nu ești în 5, în 6, în 10, în 5. Da, și 23, la 23 de săptămâni se începe luna așa, s-am uitat după o listă. Da. Da. Ești în 5 luni. Și burta acum două săptămâni a început să crească, era mică. Ia, că de la mine de-am, mă dau în fiecare zi, mă dau cu ulei. A, s-au făcut ceva verge? Și mă dau cu creme, nu. Și eu tot mă dau. Mine n-ați facă, pentru că genetic la mine nu e predispus la așa ceva. Sper. Mă chem tare. Nu, te temi, dacă îți folosești regulat cu creme, da, dimineața dau, cremă, dau. Seara cu ulei, dimineața. Da, și nu mai ești de zona da. Asta. Da. Cât ești? 5, aproape 6. 7. Tu 7? Dar cum? Mai am o leac și în decembrie pe aici. La mine terminul e în februarie, dar Gemini se nasc mai devreme, așa că ianuarie, cred. Fetelor, v-am obosit un pic sau nu? Sunteți bine? Sunt ok. Normal. Sunteți pregătite de dezbrăcare, îmbrăcare? Nu știu dacă o să ne vină ce am ales, că ești pentru mine o provocare. Încă e emisiune cu gravide, nu știu dacă nu, am avut. Nu, eu n-am văzut. N-am avut, dar cu totuși. Două, da, vă trampă, înțelegeți? Da. Care e pedeapsa? Care e pedeapsa mea? Pedeapsa? Unde e pedeapsa? Pedeapsa urmează, dar... asta e pedeapsa, știi, să vină de la noi spre tine? Trei odată! Fetelor, hai să vedem dacă mi-a reușit să vă stilizez cum am vrut, pentru că eu am pregătit, dar deja vedem cum stăm cu parametrii. Dar noi încă n-am arătat pedeapsa ei. A. Boże! Mamă, dar mă faci bolotină, gospodina casei. Nicoleta, cine vine să mă descalțe? Da, dar eu nu pot să mă plec. Nicoleta, ajutați, vă rog, graviduța. Un operator poate vine să mă descalțe. Graviduța. Hello.
Da. E și cu răzriez? A, nu. Fără. Dar și cu răzriez unde e tot sus. Sus era așa. Fără nu-s frumoasă, da? Asta e pedeapsa? Nu, dar păi așa e mai picolnă și cu tine. Ia uși de clasă, ai stă. Mi-ai mărtat. Aveți ochelari? Nu. Tu cu baticuri de astea n-ai fost niciodată în cap. Dar pentru femeie, da, clar. Dar tu ai fost așa vreodată? Nu. Măi, și de tare îmi place de mult. Ei, nu mai spune. Da, zici că nu, eu m-am îmbrăcat. Uite cât de frumos, se pliază și burtica. Totul e stilat, totul e dozat. Ce cireșe. Da, eu mă duc la cules de cireșe. Nu mă spuneți că nu vă place cum tot cu tot se asortează. Diana, când a văzut în cabină, și am ales bulinile astea, că nu le îmbracă. Da, da, eu mă simt ca o băbuță. Băbuța de anuța. Sacoul nu este tocmai stilul meu, dar este atât de tare îmi place. Dar vezi că și sacoul, el da, dozează. Combină el foarte dozează. Bine, foarte bine se combină. Îmi place dar... fetelor de voi, dar cel mai mult îmi place de mine. A, dar uite ce bine stă. Da. Și aici cu o pereche de ochelari, deci ar fi wow. Albi, și... albi ochelari da. Și sunt pregătită să merg la biserică. Care biserică? Te duci la botez, la copii. Merg, sunt pregătită. Uite, fusta ți-am potrivit-o perfect. Tatiana ți-a ales pantofii, mm-hmm. din cap, da? 35. Da. Ai picior de cenușăreasă, iar da. Eu ți-am ales costumul. Baticul ăsta, eșarfa, da. Gentuța, mm-hmm. la fel Tatiana. Deci mm-hmm. noi ne-am străduit să te terorizăm frumos. Dar eu cum am străduit pentru voi, fetelor? Pentru că ați fost fete tare, bravo, ați respectat, ați îmbrăcat, ați răspuns. Eu am și cadouri pentru voi. Să știți că echipa noastră v-au pregătit și cadouri. Din păcate, nu la puterea a doua. Tatiana a întrebat pentru mine la puterea a doua, dar o să savurați aici cu iubiții, wow. soții, prietenii voștri, ocupă de vin spumanci. O să vă notați super. Cadourile pentru bebeluși. Cine și ce trebuie să vă dea. Foarte drăguț. Eu sper că v-a plăcut la mine. Experiența, da. Că o să mai veniți. Ne-ai luat la întrebări. Că o să vă mai îmbrăcați, o să vă mai dezbrăcați așa cum vreau eu. Și data viitoare promit să nu întârzii, da? Da, invită-ne mai des. Deja neapărat. Data viitoare fiecare cu copilașul. Copilașii. Da. Da. Mm-hmm. Vă doresc plimbări frumoase. Mersi, o să te invităm și pe tine la o promenadă să-i dai Suzeta. Neapărat, eu o să vin cu cadouri, să o să-ți credeți. Facem masterclass. Mulțumesc tare mult, iar pe voi vă rugăm să ne comentați acolo unde ne priviți, dacă vă place ținuta cu care a venit Diana sau Tatiana de acasă, sau outfiturile pe care le-am creat eu aici la Oasis Shopping Mall. Pentru că a mea este clar, în asta sunt mai delicată, mai frumoasă, da. Mai... principesă. O pariziană. Eu vă mulțumesc tare mult și săptămâna viitoare ne vedem cu două alte invitați sau invitați, nu vă spunem, e secret, tot aici, pe revista Unica Mede. Noi pupăm toate graviduțele, sarcină ușoară, pa, să nașteți cu bine, Doamne ajută tuturor, familii fericite. Mi-e văzut că Diana când spune asta, pune mâna pe mine și mă e în cruz, dar nu sunt gravidă, că acum știrile spun altceva. Asta numai de la atingeri, gata, ești.